Sfârșitul de an îi găsește pe mulți dintre șefii de instituții mulțumiți de activitatea pe care au desfășurat-o. Unul dintre aceștia este și vicepreședintele Consiliului Județean, Vasile Râbu, care, deși nu s-a mai ocupat de cultură până acum, spune că de când se află la conducerea instituției, este mulțumit de activitatea sa. A fost și primul an al meu când lucrez în administrația publică, în special ca vicepreședinte al Consiliului Județean. Eu sunt mulțumit de anul 2011 pentru toate acțiunile care s-au făcut la nivelul județului Gorj, din punctul meu de vedere cultural. Împreună cu Doina Gorjului, împreună cu Școala Populară, cu muzeul, cu biblioteca, cu centrul cultural. Râbu mai spune că șefii instituțiilor de cultură din județ trebuie să rămână aceiași, vicepreședintele fiind mulțumit de felul în care aceștia au condus unitățile pe care le manageriază. No. Eu, după părerea mea, sunt niște oameni foarte bine pregătiți, cei care conduc instituțiile, niște oameni de cultură cu foarte, foarte multă activitate în spate și eu zic că am avut de învățat și voi avea de învățat de la dânsii pentru ca să pot să fiu un om cunoscut și în lumea culturală a județului Gorj. În acest an, instituțiilor de cultură din județul Gorj le-a fost alocat un buget de aproximativ 70 de miliarde de lei vechi, sumă suficientă, consideră vicepreședintele Consiliului Județean.